Bună ziua, dragii mei! Sunt Sorina Stoian și în cadrul lecției de astăzi vom vorbi despre adunarea și scăderea fracțiilor zecimale. În primul rând, vom stabili regulile cu ajutorul cărora vom reuși să adunăm și respectiv să scădem fracții zecimale simple, respectiv fracții zecimale periodice. Astfel, pentru a aduna respectiv a scădea două fracții zecimale cu un număr finit de zecimale nenule, procedăm astfel. Așezăm fracțiile una sub alta, astfel încât părțile întregi să fie sub părți întregi, virgulele sub virgule, zecim sub zecim, sutim sub sutim și așa mai departe. După care efectuăm regulile de adunare și respectiv de scădere de la numere naturale, având grijă ca la rezultat să coborâm virgula sub virgulele termenilor sumei, respectiv diferenței. Pentru a aduna, respectiv a scădea, fracții zecimale periodice, transformăm aceste fracții în fracții ordinare, după care efectuăm calculele aplicând regulile de adunare și respectiv scădere de la fracții ordinare. Pentru a ilustra aceste reguli, vom rezolva împreună câteva exerciții. Primul exercițiu pe care vi-l supun atenție este următorul. Ana a cumpărat de la piață 2,5 kg căpșuni, 1,4 kg cireșe și 3,75 kg caise. Câte kilograme de fructe a cumpărat Ana? Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să adunăm 2,5 cu 1,4 și cu 3,75 conform regulii enunțate anterior. Observăm că al treilea termen al sumei are și sutime, deci completăm numerele anterioare cu 0, ca să ne fie mai ușor la adunare. Și apoi aplicăm regulile de la adunarea numerelor naturale. 5 plus 0, 5, 7 plus 4 plus 5, 6 și 1 în minte, 7. 7,65 kg fructe. Următoarea problemă spune așa. La testul de matematică, Ioana a obținut cu 1,85 puncte mai puțin decât colega ei, Ana. Știind că Ana a obținut 9,30, determinați ce punctaj a obținut Ioana. Pentru acest lucru, trebuie să efectuăm scăderea 9,30 minus 1,85. Așezăm termenii unul sub altul conform regulii și efectuăm scăderea. Obținem 5, 4, 7. Deci 7,45 este punctajul pe care l-a obținut Ioana. În continuare vom efectua calcule cu fracții zecimale periodice. Astfel, prima problemă ne cere să determinăm suma numerelor 2,3 în perioadă și 0,03 în perioadă. Așadar, vom scrie a plus b egal 2,3 în perioadă plus 0,03 în perioadă. Acest exercițiu ne permite să efectuăm calculele și fără a transforma în fracții ordinare, obținând 2,3 și 6 în perioadă. Însă, dacă dorim să transformăm în fracții ordinare, vom scrie 2,3 în perioadă plus 0,03 în perioadă egal 21 pe 9 plus 3 pe 90. Amplificăm cu 10, 210 plus 3, 213 pe 90. Simplificăm prin 3 și obținem 71 pe 30. Rezultatul sumei este o fracție ordinară egală cu fracția zecimală periodică anterioară. Deci putem scrie observația aceasta, 71 pe 30 este egal cu 2,36 în perioadă. Dacă doriți, puteți ca și exercițiu să verificați voi această egalitate, fie prin împărțire, fie prin transformarea fracției zecimale periodice în fracție ordinară.
Următoarea problemă spune că în figura alăturată este reprezentat un segment cu lungimea de 3,16 în perioadă metri. Știind că partea roșie are lungimea de 1,17 în perioadă metri, trebuie să determinăm lungimea segmentului de culoare maro. Pentru acest lucru trebuie, evident, să efectuăm operație de scădere. 3,16 în perioadă minus 1,17 în perioadă. Vom transforma fracțiile în fracții ordinare, deci 313 pe 99 minus 116 pe 99. Rezultatul va fi 197 pe 99 metri, reprezintă porțiunea colorată maro. Dacă doriți, la fel ca și în exemplul anterior, puteți prin operație de împărțire să transformați această fracție în fracție zecimală periodică. Aceasta a fost lecția despre adunarea și scăderea fracțiilor zecimale. Vă mulțumesc pentru atenție! La revedere!